Aho-ho-ho! Frați iubiți și dragi surori, am venit că sărbători, să aducem și noi o urare celui de pe aici mai mare. Cred că îl știți de acum cu toții, și bunicii și nepoții. Preasfințitul popular are cuvânt și habar pentru tot ce înseamnă dar. Are încurajări o mie, chiar și în timp de pandemie. Neobosit e cuvântul, zboară mai iute ca gândul. Se zbate să ne arate ce-i mai important în toate. Visul său pe toți ne adună ca să mergem împreună pe un drum numit speranță, unde toți avem în față iubirea cuvânt întrupat, ce într-o iesle s-a lăsat, admirat și adorat de cei simpli ce au aflat marea veste, marea știre pentru întreaga omenire, că Iisus, venind în lume, ne-a adus pace pe bunii. Dacă vreți ca să o simțiți, veniți cu toții, veniți! Bici, buhai și zurgălei, ia mai îndemnați flăcăi să se audă peste văi! Mânați, băi! Și încă o roată, măi băieți! Aș vrea mult ca să se știe că în vremea de pandemie mi-am dat plugul cu tămâie. Mirosul mult să rămâie, un miros de brazda adâncă, ce n-a dovedit-o încă, ăla micu nevăzutu, neadormitu și urâtu, c-o răsturnat ce-o întâlnit, n-o lăsat cum o găsit. Îi vom veni noi de hac să nu-i fim la bunul plac. Ne-am ascuns, ne-am izolat, dar de acum i s-o înfundat, căci a apărut vaccinul pentru ăla mic COVID-ul. Lumea întreagă s-a luptat cu un dușman neînțărcat. De-ar fi vrut lapte de cuc, sunt convins l-am fi făcut, numai să scăpăm de el, că prea mult a fost măcel. Azi aici, la catedrală, spun, n-o luați într-o doară, încă mișună pe afară cu moartea la subțioară. Mult a fost, puțin mai este, nu vă necați ca-n poveste, iar la anul când venim, am vrea să vă mai găsim. Plug de coarni să-l trântim, brazi de adânci să învălurim, mulți ani tot pe aici să fim, mânați, băi! Suntem adunați grămadă să urăm pe esplanadă, că avem loc să ne rărim, COVID-ul să nu-l găsim. Nici noi pe el, nici el pe noi, până în viacul de apoi. Mulți mi-au zis și au dreptate, de tras le-om trage pe toate. Dacă avem un gram credință, Domnul va da biruință. Va opri răul din lume de-o merge pe un drum anume. Preasfințitul îl cunoaște, îi cel de la Crăciun la Paște. Miercurea sunt cateheze, Duhul Sfânt vrea să lucreze pentru toți ce vor să știe că-i viață și în pandemie. Ba mai multă, mai profundă, unde mulți vor să ajungă. Preasfințitul ne explică cum creștinul se ridică din vâltori, necazuri multe, dacă zilnic o să asculte, cuvânt viu, plin de putere, din care nimeni nu pere. Betleemul e aproape, vrea pe Domnul să-l arate. Preasfințite, mulțumim pentru darul cel divin, iar la anul când venim, vaccinați cu toți să fim! Mânați, băi! Și încă o roată, măi flăcăi! La preasfințitul emerit, plugul acum a ososit. Vrea să tragă brazda leasă din străbuni de plug culeasă. Îi dorim să fie tare, să îndemne pe fiecare, pe cel mic în strâmtorare. Sănătatea să vă fie viu izbor de bucurie, cuvântul prunc să lucreze, opere ce să dureze, să fie toate în lumină frumoasă ca o lună plină. Maica sfântă cu iubire și cu toată ei simțire, zilnic să vă ocrotească cu toată oastea cerească. An de an v-am tot urat, punga nu ne-ați înșelat, iar cu părintele Tancău rânduit de Dumnezeu să aveți sprijin și la greu, cum o face mai mereu, noi vă spunem fără teamă, sunteți leac dipus la rană.
înnoim un gând, un dor și îl spunem tuturor, an de an cu plugușorul să ne arătați ogorul. Mânați, băi! Și-n coroată, băi, flăcăi! La părintele Condac trag o brazdă acum cu drag și plugarii toți îl plac, știu că vor primi colac. Tare aș vrea ca să se știe care-i calități o mie, înflorit în pandemie, nu în timp de veselie. Îndrăgostit de Hristos, drumuri are și pe jos, la liturghii în catedrală, prezența sa e matinală. Grija de a merge bine e o pierdere zilnic de sine, dar el știe, știm și noi, că în greutăți și nevoi are sprijin garantat de cel născut, nu în palat. Dar în ieslea cea săracă, unde viața nu e seacă, e atât de plină de lumină, că tot și toate îi se închină. Părintele, e o rugăciune făcută în chip anume, zilnic, caldă, aburindă, haruri multe să cuprindă, să le dea celor mai mici putere să învingă frici. Cu părintele Butacu, cuvântător ca nimeni altul, Evanghelia-i deschisă chiar și la grădina închisă. Așa de bine-i lămurită cât toată lumea-i fericită. Predici, rugi și liturghii trebuie de ei să te ții, dar acum țin de plug și vă îndemn să haiți lung, băi! Și în coroată, băi! Pandemie, pandemie, plugul brăzdează să știe și pe aici, la parohie, unde părintele Budău încercat a fost din greu, zile nopți nenumărate, luptat pe viață și moarte, bătălii s-o mai pierdut, dar războiul o trecut. Învingător știm de acum, e părintele Paul, vă spun, ce n-o stat cu mâna în sân. I-o strivit încet pe rând, o plecat schelălăind, dar eu zic că rugăciunea o înfăptuit minunea. Măsurile de izolare au dus urâții la disperare, iar aici, în parohie, munca trece de chindie. Din zori de vreme de la șase, nimeni nu vrea să-i mai lase. Liturghii, înmormântări, la bolnavi zeci de chemări, spovezi, program de birou, vizite într-un an nou, toate astea și mai multe fac parohia de frunte. Asta pentru că vicarii, verzi și tari precum stejarii, sunt tineri neastâmpărați, cu binele sunt îmbrăcați. Munca-i felul lor de a fi, cel ce aduce bucurii. Ungerea, dar și slujirea, adusului au mulțumirea. Ei își spun doar într-un fel, Iosif și cu Gabriel. Picărarii alți doi vin, Claudiu și Cătălin, sunt aceiași frații mei. Profitați acum de ei, harul, darul și altarul aprins zilnic în ei farul, ca să-L vedem pe Hristos venit pentru păcătos. Ia trăgeți, fraților, brazda, ca să nu vorbesc degeaba și sunați din zurgălăi să fugă cei mici și răi, băi! Și în coroată, băi, flăcăi! Anul care se termină, degeaba să mai animă. Greu pe toți ne-au încercat, nimeni nu a fost lăsat, dar cu credință și ascultare ne-am pus încet pe picioare. Mai întâi ne-a scos afară, apoi am intrat iară, distanțați și aranjați fără să fim supărați. Am reînceput ușor, ușor să revenim la El cu dor, la El și la Regina Mamă, aici suntem băgați în seamă. Preoți și duhovnici buni ne așteaptă zilnic săptămâni. Ieronim și Viorel, prieten cu cel mititel, împart darul și iertare, au un plan în aplicare. Nimeni să nu fie afară unde viața e amară, unde viața nu e viață dacă nu e sus de față. La părintele Mihai nu pricep nici să mă tai. Nu, când Domnul îi spune mai stai, el aleargă mai de hai. Casa lui vrea să o termine în anul nou care vine. Să ne întâlnim la izvoare, unde credința nu moare. Fericitul Durcovici, o trecut și el pe aici. I-a plăcut tot ce-a văzut, că aproape n-ar fi crezut că la început de toamnă veniva în catedrala mamă. Suntem siguri că au vorbit despre termen negreșit. A promis și ajutor
din cer să coboare spor, să se vadă în depărtare o lucrare atât de mare. Bici, buhai și zurgălăi, trageți brazda, băi! Și în coroată, măi, flăcăi! Fraților, vă spun deschis, echipa media Ercis este acum ceva de vis. Toți sunt tineri, luptători, foarte buni transmițători, eu spun și convingători. Tot ce fac are emblemă, etichetă și o stemă. Adrian și Cristian sunt cu fiecare an mai pătrunși de tot ce fac, pun mult suflet și mult drag. Le dorim, căci toți o cer să emită în eter postul drag mult așteptat să ajungă în orice sat. Vă îndemn la rugăciune, ca într-o zi să putem spune, Ercis Media e un nume ce răsare nu apune, e foc aprins și nu tăciune. Ia pocniți din bici, băieți, să nu spuneți nu puteți, că pe aici rămâneți. Mâinați, băi! Fraților, plugul lucrează, o trecut și de amiază și avem preoți de arat când să mai venim odată. Romeo și cu Vasile ne fac la toți zile bune, când cuvântul întrupat lucrează la ei la palat. La altar, la liturghie, predica lor îi trezvie. Cred că toată lumea știe că-și doresc mereu să fie crainici lucrători în vie. Harul Domnului să fie izvorul lor de bucurie și în timp de pandemie, când suntem la ananghie. Știm că pot și sunt în stare să ne aduc în suflet soare, că din nori și de furtună vin la pachet împreună. Domnul să-i ajute în toate, să ne dea și nouă în rate din izvorul înțelepciunii pentru luminarea lumii, pentru luminarea noastră să fim zilnic o fereastră deschisă de Dumnezeu și la bine și la greu. Ia încercați să vă treziți și din bici acum pocniți să se audă în tot târgul, poate fuge și COVID-ul, băi! O urare vine acum și încerc, iată, să vă spun, pentru preoții ieșeni ce au trecut prin Tămășeni. Doi au fost parohi vestiți, de cuvânt îndrăgostiți. Onoare la catastif, părinți Petru și Iosif. Dar mai este unul care o crescut un pic mai tare. Zilnic poartă în spinare cântece de înălțare pentru toți și fiecare. De întrebați cine-o fi oare? Am răspuns la întrebare. Îi Robert? Nu mi se pare. În ranița de dirijor, bățul are un fior. Poate opri întregul cor și-l porni cu mai mult spor. Ieslea sfântă să ne adune, să-i cântăm cu rugăciune, să ne dea înțelepciune de a fi cărări prin lume. La urechii clopoței, ia mai îndemnați flăcăi și mânați, băi! Când mă apuc de urat, la surori, de la palat, gândul mi este la mâncat. Stomacul s-a revoltat. Mirosurile îl dau gata, c-o văzut plină covata, cu cârnați și caltaboși, lungi, frumoși, burduhănoși, miesele cu prăjituri, ceaunii cu tochituri, borcanii cu murături, ti trec toate cu călduri. Când ies iată cozonacii împreună cu colacii, știu că sunt în casa pâinii, unde datină străbunii dăruiau din rodul lor celui năpădit de dor. Să petreacă mai ușor anii ce-or veni în pridvor, omul fiind călător, poartă o umbră la picior, nimic nu-i întâmplător. Doar cuvântul, dăruirea, duc în lume fericirea, sărmăluță și chiftele, dați-vă pe lângă ele, umpleți și ceva ulcele și strigați până în plăsăle, vremurile nu-s prea grele, băi! De urat am mai ura, dar nu-i mult până s-o însera și nu suntem de aici colea. Venim din metalurgie, unde viața-i loterie, mai ales în pandemie. Ne-am rărit, suntem o mie, pe bahlui curgi leșâie, să speli covis de râie. De curent nu zic nimic, primim zilnic câte un pic. Toți sperăm că într-o zi vom învinge și vom fi fără virus ucigaș, cine vor pe toți fruntași. Fără cai mascați la poartă, cine așteaptă să ne scoată, îmbujorați, îmbălsămați, numai buni de a fi luați.
anul care se petrece, pe mine mă lasă rece. Dacă mai stăteau un pic, făceam rost și eu, Didric. Dar ajunge, mâine pleacă! Ne-am hotinit toți câte o leacă și-am pornit din nou la drum, cu altan, cu un nou parfum. Ne-l dă Domnul în primire, pun în el multă iubire și speranță îi presară să ne bucurăm toți iară. Iar la gazda cea aleasă îi dorim viață frumoasă, să aibă caldă bucurie, să uite de pandemie, iar ce-a fost să nu mai fie. Plugul nostru o scârțâit, semn că-i și el obosit. Eu de asta m-am oprit și vă spun, fără COVID, să aveți un an fericit, la anul și la mulți ani. Opriți plugul, băi! Aho! Îi mulțumim din suflet domnului Emil, care a fost lovit și el de covrigul acesta, dar se vede că i-a folosit, că a avut timp să le ticluiască așa de frumos și așa de bine ca niciodată. Mulțumim din suflet, domnule Emil. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru voia bună, dispoziția pe care o arătați, să ne ajute Dumnezeu ca noul an să-l trăim în bucurie, fără COVID, fără nenorociri, necazuri. Noi așa ne dorim, dar ne încredințăm bunătății lui Dumnezeu și cu ajutorul lui le vom duce pe toate. Așa că vă dorim împreună cu Preasfințitul și preoții care am fost urați, cu corul de asemenea și dirijorul lor, vă dorim tuturor un an mai bun. O seară și noapte de Revelion petrecută în bucurie adevărată creștină, fără abuzuri, bineînțeles, și să ne vedem cu bine la anul. La mulți și fericiți ani!